Nu s-a văzut. Hei, salut! Bine ai venit la un nou episod din Ești mai prost ca Silviu Fire. Alături de cel mai fake bucătar de pe TikTok care n-a prăjit un pui în viața lui, Dragoș Neacșa. Și n-o să ghiciți cine sponsorizează episodul de astăzi. Este vorba de KFC, care le mulțumim pentru aceste bucketuri obraznice de pui pe bune. Și sosurile Glen, care nu știu dacă știți, dar fun fact, sosurile Glen au fost făcute pentru piața din România și se găsesc doar la noi și Republica Moldova, pentru că avem nevoie să ținem la depărtare vampiri energetici de la festivalul, de pe unde mai mergeți vara asta. Apropo de sosuri Glen, v-am pregătit un mic taste test. Aici, în aceste recipiente, aveți într-unul din ele sosul Glen, într-unul din ele un sos făcut de mine după o rețetă de sos Glen luată de pe internet și un sos generic de usturoi din comerț. Folosind aceste bucățele periculoase de pui, puteți să ghiciți care sos e care? Deci unul dintre ele ar fi sosul G. Mi-e frică de această textură, n-am să te mint. Pe care l-ai luat pe ăsta? Da, cred că ăsta e făcut de bușu. Ăsta e cam curge. Ăsta e mușdei de la pentru pește prăjit. E bun, dar ăsta e sosul G. Ăsta e făcut de tine. Da, are gust de sos de la, kebab, de la oblei de cartier. Mulțumesc frumos! Este într-adevăr... E bun, de acolo. Da, e bun, e bun. Da, e sos făcut de mine. Basically e maioneză cu smântână și usturoi granulat. Pentru cei de acasă care vreți să... Neironic, e foarte bun, chiar e bun. Faceți sosul de Dunăre. Sosul bușu. Urmează alt sos. Ăsta e mai deschis puțin la culoare. Ăsta e de la de shawarma. Da. De la de ți-l pune prima oară pe lipie, știi? Mm-hmm. Ca să lipească cartofii, să nu cadă. Și vă invit să încercați. Și atunci nu-mi spune. Nu-mi spune. Eu nu-ți spun nimic? Nu-mi spune că acesta este sosul original KFC. Este gustul inconfundabil Glen. Da, e clar, ăsta e. Ați ghicit toate sosurile. Cred că era imposibil să nu le ghiciți, dacă mă întreb pe mine, pentru că... Păi n-au te chinuit destul la sosul G. Apropo de puiul KFC, știți cum se face o ciorbă de pui? Pui morcov, pui borș, pui apă. Că tot am gustat sosurile, v-am pregătit și niște întrebări de tematică gastronomică. Următorul produs a fost și este în continuare notoriu la un hotel din Bușteni. Cum este supranumită colocvial această afacere? A. Pensiunea grătar fără jar. B. Hotelul cuptorul fără duh. C. Rezervația de bovine văcuța jucăușă. Sau D. Toate de mai sus. Eu cred că știu răspunsul. Am văzut și un TikToker care chiar a încercat să salveze câteva din vaci. Unul Adrian, nu? Da, 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 da. Nu că l-a să pricepe că mai fost. Păi, ieri mă întâlnisem cu el și a zis că se duce, merge să mănânce acolo și a luat priponul cu el. Este într-adevăr de toate de mai sus, aveți dreptate. Prea simplu. Hai mai greu puțin. Următoarea întrebare, puțin mai grea, ca așa vrea Dragoș. Șampania și parmezanul sunt unele din cele mai cunoscute produse cu origine protejată. Dar și România are o lungă listă de astfel de produse și aș vrea să știu câte din ele puteți numi. Tepenele de dăbule nu este de origine protejată. Tepenele de dăbule nu cred că este. Eu am zis așa, am zis... Salamul de Sibiu, majunul de topoloveni și brânza de voroneț. Ok, ai nimerit două. Da? Majunul de topoloveni este? Da, 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 și salamul de Sibiu. Hai că poate ne zice Dragoș, bucătarul fără fapte. Avem așa usturoiul de copălău. Ok, that's... S-ar putea să nu-l ai nici tu pe listă. Nu l-am. Salam de Sibiu. Da. Salata de icre. Da. Salata de icre înveți 100% românească, nu da, se face de unde? Parte. For real? Salată de icre de unde? Păi salată de icre e făcută, da, e făcută în Dobrogea. De unde sau de care icre? Salată de icre de crap sau de ștucă? Salată de icre de crap sau salată de icre din Tulcea? Trebuie să se puncteze aici. Păi da, ți-o punctez. Ok, mulțumesc. Măcar deci, atât. Primiți amândoi punct. Eu măcar am mai gătit un cartof prăjit, o omletă, dar... Da, tu...
să aibă Dragoș o zi de asta proastă, care o să le negveze cineva cu asta. Ce gătești tu, doar? Să facă tur la toată hala aia industrială de gătit doar acasă. Prin anii 90, din cauza lipsei de bani, românii noștri au inventat o cură nouă de slăbire pe bază de pește. Dimineața, crap de foame. La prânz, știu că n-am. Și seara, ce mâncați? Ah, am zis. Te notați pe tablițe. Dar da, ai zis. Nu mă așteptam să fie asta întrebarea. Răspunsul meu este răbdăc prăjite. Este răspuns greșit. Răspunsul corect era, într-adevăr, somn ușor. Da. Nu te-ai prins că fiecare e cu cât un pește? Ba da, da, a zis el somn ușor, așa că a trebuit să improvizez, ok? Trebuia să am și un răspuns original la propriul meu show, la care pierd de fiecare dată. Următoarea întrebare este într-adevăr puțin mai grea și este vorba despre pastrami on rye, care este un sandwich american, dar cum a ajuns oare pastrama în America? Nu știu fără variante. Tu știi fără variante? Da, știu și despre ce restaurant e vorba. A fost pe Wikipedia. Oare a fost dusă acolo de un grup de musulmani din Turcia care au emigrat în orașul american Chicago? Sau de un grup de evrei români care au emigrat în New York, un grup de catolici italieni din Sardinia care au emigrat în New Jersey sau protestanți de origine irlandeză care au emigrat în Philly? Evrei români la Cațedeli, că de Cațedeli vor. Este complet adevărat. Ce ți-o becu? Nu, dar efectiv la Cațedeli se vinde de luni până duminică în coadă ca la Paraschieva. Nu vrei să-ți imaginezi cam ce coadă e și cam cât de șmecher. Gen pentru un sandwich? Da, dar e pâine, pa, atâta pastramă, spun. Muștar, castravete murat și rye bread. Super. Următoarea întrebare. Umami este un termen relativ nou pentru lexiconul gastronomic românesc. E, care, că o zic copiii de fiecare dată. Care copii? Umami, mai răcat. Nu. Dar știați? Mami, u tati, mare căcat. Wee path. Umami. Este un termen relativ nou pentru lexiconul gastronomic românesc, dar știați că acesta este unul dintre cele 5 gusturi de bază? Dragoș nu știa, dar eu știam. Care este gustul umami? Puteți să-l descrieți? E gen ca atunci când bagi prima bucată de caș nesărată gură. Poate să fie. Da, nu știu ce să scriu. E gen asta. Nu sunt variante? Nu. Trebuie să descriem gen? Da. Păi n-are nicio legătură. Ok, cred că pot zic eu că sunt probabil mai prost la chestia asta. Nu cred. Pentru că sunt anumite gusturi asociate cu umami. Da, termenul vine din japoneză. Da. Și este inspirat de asta, de vita nebună de o acolo și este de la că e savoarea specifică cărnii. Exact. Este vorba despre savoare. Asta... Ia și notează. Păi stai, mă, frate. Ia mă și scăi. Savoare specifică cărnii sau a... Stai ușor, lăsă ușor. Bă, asta are dreptate perfectă. Bă, bravo, frate. Frate, zici bravo, că ai luat de pe Wikipedia răspunsul. Acesta este un thumbnail de la Dorian Popa cu un mukbang în mașină. Cum credeți că se numește videoul? A. Mukbang în mașină plus m-a amendat poliția? B. Ce mănânc într-un cheat day? C. Încerc toată mâncarea de fast food din Franța? Sau D. Mukbang ciocănitor și hâțmas? Este D. Mukbang ciocănitor și hâțmas. Că aia suna ca varianta făcută de tine. Da, 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 putea să jur, n-am luat un calcul. Nu este ciocănitor. Este mukbang ciocănitor și hâțmas. Urmează să vă citesc un titlu de știre din câmpul gastronomiei locale. Războiul eclerului, aproape de final. Laura Laurențiu a câștigat procesul și trebuie să primească de la rivala sa A. 25.000 de roni și cheltuieli de judecată. B. Cheltuielile de judecată și să șteargă orice conținut legat de conflict. C. O apologie publică și 3.000 de ron. Sau de să șteargă canalul de YouTube.
I-am pus B. Este, într-adevăr, A. 25.000 de lei și cheltuieli. 5.000 de euro? Plus cheltuielile de judecată. Păi alea se fac oricum. Da, da, nu știu dacă știi, nu e finală sentința. Poate să se ducă la Haga în continuare. Jamila Camila! Mai departe, Gordon Ramsay este faimos pentru cât de mult înjură în emisiunile lui. Puteți să-mi completați următorul citat. You use so much blank, the US is going to invade the f***ing plate. Mamă, asta am nevoie de puțin timp. Și, într-adevăr, este vorba de oil, pentru de că... De ce se legă de în producție? Pentru că ai scris oic! De nu se punctează, îmi pare rău. Oricine a făcut dulce dragoste... Păi asta nu e întrebare pentru mine. Următoarea întrebare vine... Oricine a făcut dulce dragoste știe că e foarte important ce bagi sub nas înainte să bagi sub buric. Ha? Ce face? Înainte ce? Avem variante? Ce avem variante? Care din următoarele mâncăruri nu este considerată un afrodiziac? Stridii, țelină, căpșuni și ciocolată. Răspuns greșit. Ei, lasă-mă. Răspunsul corect era țelină. Cum să nu fie? Nu există. Pentru că românii cred că dacă mănânci țelină... Și nu e? Îți face... Continuăm cu următoarea întrebare. Numiți 5 preparate care credeți că se încadrează în top 15 cele mai populare rețete video ale Jamilei. Deci, eclere la tavă. Avem eclere, da, ai 3 puncte. Langoș? Nu. Asta am făcut după ea. Pui la cuptor? Nu. Ardei umplut cu speranță? Nu. Sau gulaș? Nu, doar eclere ai ghicit și presupun că au ghicit și foaie. Da. Deci eu am ghicit așa, am ghicit ecler la tavă, dovlecel umplut? Nu. Ghiveci? Nu. Tort de biscuiți? Nu. Este, mă. Friptură de cămilă? Da. Nu. Următoarea întrebare are iarăși nevoie de un suport vizual și sunt niște ustensile care sunt folosite de diversi oameni în bucătărie. Aș vrea să-mi spuneți care este utilizarea lor. Începem cu prima, îmi scrieți pe tabliță la ce credeți că se folosește și mi-arătați pe rând. Ăsta nu-i de la del baj la... Ok, deci eu cred că este un aparat de stors, ceva suc zemos care nu se găsește pe la noi. Nu, și nu este niciun storcător medieval. Este un aparat de crăpat și separat ouă. Eu știu ce e. Păi nene, n-am nicio idee efectiv dacă am vreo idee. Bă, frate, dar se vede că nu prea ele e cu bucătărie. Ea e apucător de chipsuri. Și tu ai scris apucător de ouă. Răspunsul corect este apucător de chipsuri. Bum! Easy! Să e gen să nu te murdărești. Ok, și la poza ce? I'm just not gonna say anything. Okay. Răspunsul meu este blank, dar aș fi răspuns niște chestii periculoase dacă le-aș fi avut ca parc de pix în școala generală. Sunt chiar niște tacâmuri care se înfing în pix pentru corporatiști. Pentru corporatiști? Da, pentru la muncă, gen ca să nu știi. Doamne, ce distopie trăim! Steak au poivre este un dish franțuzesc emblematic. Ce înseamnă o poivre? Răspunsul meu este friptură de foame. Răspunsul meu este cu piper blue rare. Este cu piper și atât. Știu. Dar am înțeles crumița. Dar de poivre sună a sărăcie, sună... Cum e sărăcie în franceză? Poivre. A, știam!
De-aia am zis friptură de foame, că e gen friptură de sărăcie. E gen răbdări prăjite, dar franceză. I guess. Dar nu este asta. Ah, dă-și-mi un punct. Știu că tu te-ai uitat la serialul Succession, deci poate îți iei un punct la întrebarea asta. În episodul 6 din primul sezon, Tom îl duce pe Greg la un restaurant fandosit, unde aceștia termină cina cu un dish foarte inedit, care trebuie consumat într-un mod aproape ritualistic, cu fețele acoperite cu prosoape de masă. Ce dish este asta? Dish o TV? Ce cum adică? Gen, ai fac furie aici și își pun pe cap șervețelul de masă. Așa. Și mănâncă de aici. E o mâncare foarte exotică și acum e ilegală. I-am zis testoasă de apă dulce. Și creier de maimuță nu este niciuna din acestea. Atunci e rechin. Ceva de rechin. Este vorba de ortolan, o pasăre mică. Dragoș, te-ai descurcat fenomenal. Astăzi nu ești mai prost ca Silviu Faia. Doamne, da, cât mâine... de fericit sunt. Sunt foarte fericit, vă mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Dragoș Neacșa. Bucătacu. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Pe Dragoș îl găsiți pe TikTok, unde are content super amuzant, recomand, dar și pe Instagram. Pe Bușu la fel îl găsiți pe Instagram. Pe mine mă găsiți la mamele...